Deși dieta este asociată de multă lume cu interdicții de tot felul și, în general, foame, există un regim care nu te pune să lupți cu psihicul și cu frigiderul. Oricât de bogat ar fi în substanțele necesare organismului nostru și care ne pot face să slăbim, majoritatea dietelor ne înfometează groaznic, nu și dieta alcalină însă. Această dietă este ideală pentru cei cărora le place să mănânce mult, pentru că se bazează pe alimente alcalinizate. Aceste alimente alcalinizate trebuie consumate în proporție de 75%, iar restul de 25% din dietă se bazează pe alimente acide. În această dietă este recomandat consumul sporii de apă. Apa ar trebui să aibă un pH cât se poate de mare, ceea ce se poate obține cu un simplu aparat de filtrare. Alimente alcalinizate. În această dietă puteți consuma fără grijă brocoli, castraveți, ceapă, ciuperci, conopidă, mazăre, morcovi, salată verde, ridichi, dovlecei, țelină, alge marine, sparanghel, vinete, usturoi și varză de Bruxelles. Fructe alcalinizate. În această dietă puteți consuma fără grijă ananas, avocado, banane, cireșe, nectarine, mere, pere, piersici, portocale, struguri, fructe de pădure sau fructe tropicale. Pentru proteine, consumați fără grijă brânzeturi și iaurturi, ouă, piept de pui, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, nuci sau susan. Alimentele acide sau cele de care trebuie să vă feriți pentru ca această dietă să dea roade sunt porumbul, cartofii, fructele uscate, lămâia, grapefruit, nuca de cocos, fructele de mare, peștele, carnea de porc sau de vițel, carnea de vânat, laptele de capră, laptele de soia, înghețata, arahidele, oțetul, sosul de soia, zahărul, siropuri de arțar sau mierea. Acestea trebuie să reprezinte doar 25% din ceea ce mâncați zilnic. Dacă reușiți să vă faceți și un program zilnic de 30 de minute de mișcare, cu siguranță veți da jos kilogramele nedorite. Relatează realitatea.net.